Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru această zi deosebită, această zi frumoasă în care putem sta în prezența lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru zilele acestea, pentru tinerii care îl caută pe Domnul. Ne rugăm Dumnezeu să-i binecuvânteze. Marcu din capitolul 5, începând cu versetul 24. Iisus a plecat împreună cu el. Și după el mergea mult norod și îl îmbolzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă îi era mai rău. A auzit vorbindu-se de Iisus. A venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Amin. Vă invit să vă reașezați. Așa cum spuneam, femeia aceasta e într-un fel reprezentantă a omenirii, adică în ea te poți identifica ușor cu problemele vieții. Problemele vieții care niciodată nu vin singure, care vin una după alta, se țin lanț, de aceea mesajul din această dimineață tocmai vreau să-l intitulez Problemele vieții. Probleme cu care ne putem confrunta fiecare dintre noi. Și trebuie să identificăm, să vedem care pot fi problemele vieții, dar mai ales cine poate fi adevărata soluție la problemele vieții. Probleme avem cu toții, sunt probleme diferite. Femeia aceasta a avut multe, multe, multe probleme și le vom vedea pe rând, le vom detalia pe rând, dar toate aceste probleme și-au găsit rezolvarea, și-au găsit soluția la Domnul Iisus Hristos. Pentru că doar Iisus Hristos este adevărata soluție la problemele noastre. Și vom vedea că femeia aceasta a căutat soluția la problemele ei, dar nicăieri n-a găsit soluția. Ba, asta se întâmplă de multe ori în viață. Soluțiile pe care noi, ca oameni, le oferim sau le căutăm, la un moment dat, în loc să fie soluții, devin încă o problemă. Vi s-a întâmplat asta? Adică te identifici cu femeia asta. Ea spune, vine cineva și laudă un doctor. A, dacă te duci la el, te rezolvă, asta știe, a făcut medicina, nu știu unde, să vezi câte doctorate are, câte diplome are. Și a spus, doctorul acesta este soluția, însă doctorul acela n-a fost soluția, a fost încă o problemă. Adică încă bani cheltuiți, încă dezamăgiri, încă timp pierdut, încă și încă o altă problemă. Și o să vedem cum problemele în general se țin lanț în viața omului. Prima problemă cu care se confruntă această femeie este, în primul rând, boala. De aici pleacă, pentru că vorbim de o boală. 12 ani această boală. Boala aceasta însemna, în primul rând, disconfort, dar apoi însemna durere, o rană continuă, slăbiciune. Sângele pe care îl pierzi în fiecare zi, 12 ani, vă dați seama cam cum arăta, cam câtă slăbiciune, câtă, toată vlaga ei, toată puterea ei, nu mai exista efectiv. Iar deja în momentul vindecării simțise în tot trupul ei, pentru că vorbim de ceva ce afectase tot trupul ei, slăbiciune, durere, disconfort. Boala ei de 12 ani nu-și găsise leac. Tocmai pentru că de multe ori soluția este medicina, soluția pentru oameni sunt doctorii, ea s-a dus la doctori. Soluția noastră întotdeauna este banul și spunem avem bani, ne descurcăm,
cât avem bani, ducem bani, cât n-avem bani, vindem, vând ceva, vând altceva, vând un pământ, vând moștenire, vând ceva, vând altceva și încet, încet, femeia asta vinde, până când nu mai are ce să vândă. Biblia ne spune, cheltuise tot ce avea, tot. Deci o a doua problemă, sărăcia. Tot ce avea, nu mai avea ce să mănânce, nu mai avea ce să facă, nu mai avea nimic, rămăsese fără nimic, pentru că a cheltuit tot ce avea. Boală și după boală, sărăcie, lipsă, criză financiară, nu mai bani, nu mai resurse, nu mai avea nimic. Și tocmai boala ei, în loc cât de cât să fie o ameliorare sau o ușurare, cum se spune, ea a devenit din ce în ce mai rău. De asta spun doctorii, nu numai că au lăsat-o fără bani, dar toate tratamentele doctorilor, în loc să-i facă bine, îi făceau mai rău. Deci te duci la spital cu o boală și te întorci cu trei. Cam cum e în România, celor care vă este doar de ea. Te duci cu o boală și vii cu trei înapoi. Te duci cu o problemă și vii cu 10. Că asta se întâmplă cu oamenii. Asta s-a întâmplat cu femeia aceasta. Soluția oferită de oameni, în loc să fie soluția, a devenit încă o problemă, încă mai multe probleme, că și boala se agrava mai mult și probabil și alte lucruri care au fost afectate și cu banii luați. Boală, sărăcie și când vezi că nu mai ai nimic, la un moment dat nu mai avea bani, nu mai existau probabil doctori, că a mers la toți doctori și a cheltuit toată averea pe doctori, la nivel psihic, să numim așa, la nivelul sufletului, la nivel emotiv, ea simte o descurajare, când știi că nu mai ai nicio șansă. Când știi că nu mai există nicio soluție, când știi că nu mai ai nicio altă cale, când știi că nu mai există tratament, nu mai există doctor, nu mai există nicio posibilitate. Câtă vreme mai exista ceva, întotdeauna mai există o speranță. Venea cineva și mai lăuda încă bine un doctor, dacă ajungi la el, dacă te duci în nu știu unde, dacă te duci la nu știu ce, fiecare își prezenta soluția, mai exista o speranță. Pe perioada celor 12 ani, întotdeauna mai există o licărire de speranță. Totuși, poate cu doctorul acesta, poate cu tratamentul acesta, poate anul acesta, poate de data asta, exista o speranță, dar a ajuns la capătul tunelului închis. Adică în care spunea, nu mai există, de aici încolo nu mai există drum, nu mai pot să spun, să văd lumina de la capătul tunelului, pentru că văd clar că tunelul e închis. Nu mai pot vedea nicio lumină, nu mai există nicio șansă. În casa ei nu mai era nimic de vândut, în portofelul ei nu mai era niciun ban, nu mai avea nicio soluție, niciun doctor, niciun medic, nu mai avea pe nimeni, nu mai avea la cine să apeleze, nu mai avea cui să ceară ajutorul, nu mai exista nicio soluție. Asta, în mod implicit, duce la descurajare. Fără șanse, fără soluții, fără resurse. Deci era demoralizată. Zici, când îți pierzi speranța, când... Dacă omul poate trece prin boală, dar spune... Citești o statistică și spui, bun, 5 din 10 scapă, pentru 7 din 10 există tratament, 1 la milion. Spui că ai o soluție, ai ceva, ai o resursă, un spital, un tratament, ai o șansă. Și mai este ceva, ceva te face să speri, ceva îți dă curaj, îți dă impuls, îți dă imbol, ceva te face să mergi înainte. Însă femeia aceasta a ajuns într-un punct în care spunea, eu nu mai am unde să merg. Eu nu mai am nicio speranță, eu nu mai am nicio șansă, nu mai am nicio resursă, nicio oportunitate. Totul s-a închis pentru ea. Dar... Îmi place de lucrul acesta, nu știu dacă l-ați remarcat, versetul 27, a auzit vorbindu-se despre Iisus.
în disperarea ta, când treci prin problemele vieții, când treci prin necazuri, când treci prin încercări, nu-ți împietri inima, nu-ți închide inima, deschide-ți inima să poți auzi încă vorbind despre Iisus. Nu știm pe cine a auzit, dar cât de important este să se mai audă încă oameni vorbind despre Iisus. Dacă aș vorbi despre mine, nu știu câți ar avea credință, nu știu câți ar vindeca. De aceea totdeauna încerc să vorbesc despre Iisus. Pentru că Iisus este soluția. De asta încearcă totdeauna în conversațiile tale. Eu spun pentru mine în predică, pentru că e important că sunt atâția predicatori care se predică pe ei și ce au citit și ce au văzut și păreri și impresii și așa mai departe. Să predici despre Iisus, dar și tu în discuțiile cu vecinul, cu colegul, cu prietenul tău, cu cel pe care îl întâlnești, să vorbești despre Iisus. Vorbește despre Iisus, că nu știi. Nu știi, femeia asta, vă dați seama că ea nu se întâlnea cu cineva și spunea, o să ajungem și aici, nu spunea niciodată de problema ei. Ea trăgea probabil cu urechea, mai este cineva. Este cineva care vindecă. Bineînțeles, n-a mai vindecat înainte de ea, n-a mai vindecat o astfel de femeie. Iisus n-a mai vindecat niciodată o astfel de boală. N-a mai fost, nu putea să spună, da, am auzit câteva femei. Nu, e prima dată când se întâmplă asta, poate e singura dată când s-a întâmplat asta. Nu știm, cert este că Biblia nu consemnează o altă vindecare de acest gen. Dar ea auzi vorbindu-se despre Iisus, că Iisus, probabil oamenii spuneau, vindecă orice boală. Vindecă orice boală. Și când auzi asta, când astăzi pot să spun și astăzi, da, Iisus vindecă orice boală. Iisus vindecă și cancerul, și leucemia, și orice boală, și diabetul, și orice boală ar fi, Iisus poate să o vindece, slăvit să fie El. A auzit vorbindu-se despre Iisus. Boală, sărăcie, descurajare, și în al patrulea rând, o altă mare, mare problemă pentru ea, necurăție. Pentru religia iudaică, ea era necurată, sau un termen noștri mai vechi, dar sună mai brutal, dar așa ar trebui să sune, ca să înțelegem mai bine, spurcată. Ea era spurcată. Femeile știau, bun, există această necurăție pentru câteva zile, o săptămână, se termină totul. Dar ea 12 ani era considerată spurcată, necurată. Nu avea voie, să luăm pe rând, nu avea voie să meargă nicăieri la rugăciune. Nu avea voie. Nu avea voie să meargă la templu, nu avea voie să intre în sinagogă, nu avea voie să meargă prin mulțime, nu avea voie să... casa ei, familia ei, și o să ajungem și la următorul pas, ea era necurată permanent, nu pentru un timp, nu câteva zile, nu o săptămână, nu 7 zile, ea era permanent necurată, permanent necurată. Tot ce atingea ea, atenție, și asta era, tot ce atingea devenea spurcat, devenea necurat. Punea mâna pe un ceas, necurat, gata. Cine îl atinge devine necurat și atunci oamenii se fereau de ea. O altă problemă, a cincea problemă a ei, singurătatea. Boala ei, necurăția ei au dus-o spre singurătate. În mod cert, familia, nu știm, nu sunt detalii, dar eu presupun și puteți și voi să vă presupuneți, faceți un exercițiu de imaginație. Această femeie de 12 ani, necurată, nu știm vârsta ei, nu știm situația ei, dar în mod cert, din moment ce nu este cu soțul ei, bănuiesc că soțul deja, așa cum erau evreii ei, după legea lor, după regulile lor, în mod cert, bărbatul i-a dat o carte de despărțire, divorț legal, asta ești necurată, nu mă pot atinge de tine, eu devin și eu necurat, îmi pierd și eu toate drepturile, asta e, îmi pare foarte rău. Nu avea pe nimeni. A cheltuit tot ce avea.
fără familie, fără însoțitor, singurătate, oricum, indiferent de, deci eu nu spun că era fără familie sau divorțată sau necăsătorită, sau nu știu, dar ce e clar, o altă problemă a vieții este în mod clar singurătatea. Femeia asta oricum era singură, n-avea însoțitor, n-avea pe cineva care să o aducă de mână, ea a venit singură, era singură. Și singurătatea este o mare problemă a vieții, când nu ai pe nimeni lângă tine, când nu mai avea nicio șansă. Abandonată, nu știu, dar oricum, ce știu sigur și știu clar citind pasajul, pot să spun în mod clar și fără echivoc, era singură. Trăia urâta experiență a singurătății, când nu mai ai pe nimeni, nu mai ai pe nimeni căruia să-i spui ceea ce simți, ceea ce suferi, ceea ce gândești, ceea ce crezi. Era singură pentru că boala ei, și așa erau evrei, deja evreii considerau pe bolnavi, în general bolnavi erau niște blestemați, niște oameni loviți de Dumnezeu, de soartă, stai cât mai departe de ei, apoi ea și cu problema ei, era clar că nu avea ce căuta în societate, exclusă din societate. Familiile erau obligate, așa cum și leproșii erau obligate să-i scoată din casă, nu poți, adică oricum ar fi, nu poți să întinezi, să faci necurată toată familia, trebuie neapărat să fii în altă parte, nu poți sta împreună cu familia, pentru că tot ce atingi tu devine spurcat, devine necurat. Tu nu poți pune mâna pe nimic, tu nu poți atinge nimic, tu nu te poți folosi nimic, nimeni nu poate după tine să facă ceva, nu poate atinge ceva după tine. Vă dați seama cam în ce situație se găsea această femeie. Ori a rămas ea singură acasă, ori a plecat în altă parte, dar cert este că ea nu putea trăi în societate, nu putea trăi în familie și trăia această grozăvie numită singurătate. Problemele vieții, boală, sărăcie, descurajare, necurăție, un statut, așa cum se spunea, această etichetă, necurat, spurcat, nevrednic, fără drepturi, n-ai niciun drept, nici în societate, nici în sinagogă, nici în familie. Rușine, o altă problemă a ei la nivel psihic, rușinea. Sunt boli despre care poți să spui, da, sunt lucruri pe care le ai, să spui, da, am o problemă, am o mână ruptă, am un picior rupt, am o problemă, așa, poți să spui ceva, că ai o anumită problemă, poți să o spui oriunde, poți să o spui în biserică, poți să dai un bilet, să spui rugați-vă pentru mine, pentru că am diabet, pentru că am asta. Femeia asta nu putea vorbi deschis niciodată despre problema ei. Niciodată, nu putea vorbi. Nu putea cu vecina ei să spună ce problemă are, nu putea cu oricine se întâlnea, oricine întreba și la doctor. Avea mereu problema asta, avea totdeauna inhibiția asta, blocajul acesta emotiv. Nu e o problemă de care poți vorbi liber, poți vorbi deschis. E o problemă personală, intimă, ceva care nu poți vorbi într-un mod normal. Vă identificați? Aveți probleme despre care nu puteți vorbi cu nimeni? Probleme pe care nu le poți împărtăși cu nimeni. Trăiri, stări, emoții, amintiri, gânduri, experiențe, lucruri atât de personale încât nu le poți spune nimănui. Problemele vieții. Însă este cineva care are soluție, cineva care în fața căruia te poți deschide. Femeia aceasta a venit, s-a vindecat, a dat să plece, dar Iisus face ceva. Cine s-a atins de mine? Oamenii, bineînțeles, au găsit motive, ucenicii, însă Iisus a strigat, Iisus a insistat, stați puțin, s-a uitat spre ea, cine s-a atins de mine? Femeia s-a văzut dată de gol, era rușine și să ceară vindecare, de asta vine pe dinapoi, să nu-l vadă Iisus, ea vrea cumva,
nu că vrea să fure, dar așa pe ascuns, pentru că era rușinea, rușinea de a vorbi de problema ei, rușinea de a vorbi despre situația ei. Și îmi place că ea vine la Iisus și i-a spus tot adevărul. Cineva căruia poți să-i spui cele mai intime probleme ale tale, cele mai personale situații în care te găsești, este cineva în fața căruia poți cu adevărat să te deschizi. Amin. Iisus Hristos. Amin. Sunt probleme pe care nu le poți spune nimănui. Sunt lucruri pe care nu le poți împărtăși cu nimeni. Și de aceea, doar Iisus, pentru problemele acestea, doar Iisus este soluția, pentru că Iisus te înțelege. N-a făcut-o de râs, n-a spus nimic, deci i-a venit, i-a spus. Și îmi place asta, are loc o conversație privată. Nu știu cum, a luat-o deoparte, i-a spus la ureche, nu știu cum, i-a spus, nu în fața mulțimii, n-a făcut declarație publică, eu, femeia, am avut asta, asta, nu, n-a spus nimic din toate astea. Pentru că Iisus înțelege ceea ce înseamnă probleme personale, intimitatea ta, privacy, îl respectă. I-a spus tot adevăr, nu le-a spus, nu în fața mulțimii, n-a luat microfonul, hai să vă spun eu ce probleme am avut, nu. Dar e nevoie de aceea să înțelegi că înaintea lui Iisus trebuie să mergi să spui tot adevărul. Nu că Iisus nu știa, Iisus știa. Iisus n-a avut nevoie de mărturia ei, pentru că El știa. El simțise că ieșise din El o putere, El o știa pe cea care fusese vindecată, El doar a întrebat, nu pentru că nu știa, nu pentru că trebuia, avea nevoie de informații, ci ca să ne facă și pe noi astăzi, și pe ea atunci să înțeleagă, dar și pe noi astăzi să înțelegem că în fața lui Iisus poți veni cum ești și poți să-i spui exact tot ceea ce simți, exact tot ceea ce trăiești. Să-i spui, îmi place termenul acesta, să-i spui tot adevărul. N-ai nimic de ascuns. El oricum știe totul. Dar trebuie să înțelegi asta, în fața lui poți, pentru că El este cu adevărat o soluție. În fața Lui nu trebuie să mai existe rușinea. Pentru că Lui poți cu adevărat să-i spui totul. El cu adevărat te înțelege. El nu te va judeca, El nu te va critica, El nu te va disprețui, El nu te va ironiza, El nu va râde de tine, El nu va spune, of, ci El te înțelege cu adevărat. Poți să-i spui păcatul tău, oricare ar fi el, poți să-i spui problema ta, poți să-i spui necazul tău, rana ta, tot ce ai. Tot adevărul, tot adevărul, subliniază-ți acest cuvânt. În fața lui Iisus poți să vii și să-i spui tot adevărul. Poate în fața oamenilor nu poți să o faci, poate în fața ucenicilor nu poți să o faci, poate în fața păstorului nu poți să o faci. Eu nici nu consiliez totdeauna că trebuie să spui toate problemele tale oamenilor. Într-o anumită măsură în care te pot ajuta oamenii și trebuie să fii foarte atent și cui spui problemele, dar eu ceea ce îndemn întotdeauna problemele în general în fața lui Dumnezeu trebuie spuse toate așa cum sunt, tot adevărul doar lui Dumnezeu spune. Oamenii sunt oameni, indiferent că sunt păstori sau sunt mari consilieri sau orice ar fi, sunt oameni. Dar în fața lui Iisus eu pot să-ți garantez, eu pe oameni nu pot garanta că dacă mărturisești cuiva un păcat, chiar îl ține pentru el sau chiar te ajută sau chiar te înțelege. Nu pot garanta, eu nu spun că e rău, nu spun să nu o faceți, dar eu nu pot garanta pentru oameni. Însă pot garanta pentru Iisus că în fața lui Iisus pot să vii să-i spui tot adevărul. Toate problemele tale, toate neputințele tale, toate păcatele tale, toate slăbiciunile tale, în fața lui Iisus poți să-i spui tot adevărul. Pentru că Iisus este soluția la problemele vieții. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ultima mare problemă a vieții, și asta este chiar cea mai mare, e prin deducere, adică deduc treaba asta. Eu cum să o numesc? Pierzare. Pierzare veșnică, lipsa mântuirii. Îmi place că textul spune așa, fiindcă credința ta te-a mântuit, fii vindecată de boala ta. Și nouă ne place să subliniem aceste două mari beneficii ale întâlnirii lui Iisus.
Pe de o parte, vindecare de boală, rezolvarea problemelor trupului. Pe de o parte, fii că îndrăznește, ai curaj, problema rezolvării, problema psihicului, reabilitare ei emoțională, o vindecare la nivel emoțional, să nu mai stai cu frică, cu teamă, cu stres, cu rușine, stai că ating ceva, stai să nu mă ating, stai să vin pe dinapoi, stai să nu știe nimeni, stai să sunt rușinat, plec mereu cu capul în jos, mereu să nu mă observe, să nu cumva să mă noteze cineva cine sunt, rezolvă și problema asta, dar rezolvă una din marile, marile problemele ei spirituale pe care o are. Și anume mântuirea. Trebuie să înțelegeți un lucru. Noi acum când spunem mântuire, da, crede în Domnul Iisus, ești mântuit și așa mai departe. Dar, ținând cont de contextul în care trăia ea atunci, în religia iudaică, orice om are păcate, de un fel sau de altul. Dar Dumnezeu a oferit, prin legea aceasta ritualică, Dumnezeu a stabilit că orice om trebuia să ducă o jertfă de ispășire. De exemplu, în mod normal, orice femeie, după ce trecea prin perioada necurăției ei, trebuia să aducă o jertfă de curățire, aștepta 7 zile și devenea din nou curată. Exista o jertfă de ispășire. Peste an, în fiecare an, orice evreu trebuia să aducă jertfa de ispășire. De exemplu, la Paște, marele preot aducea jertfa de ispășire pentru el și jertfa de ispășire pentru păcatele întregului norod. Și atunci se făcea absolvirea de păcat, ispășirea păcatelor. Da? Se făcea mărturisirea păcatului, o jertfă de ispășire și atunci cei care beneficiau de această jertfă erau absolviți de păcatele lor. Problema mare a acestei femei este tocmai boala ei făcea ca necurăția ei să fie permanentă și făcea ca pentru ea să fie imposibil să se aducă o jertfă de ispășire. Pentru ea nu se putea face nicio jertfă de ispășire. Nu exista preot, nu exista sinagogă, nu exista templu, nu exista nimic pentru ea. Ea nu putea. Deci problema ei o ducea în punctul în care nu exista pentru ea nicio ispășire de păcat. În termenii noștri actuali, asta ar însemna pierzare veșnică, să nu ai mântuire niciodată, să nu ai niciodată iertare, acceptare, că ispășirea asta înseamnă o jertfă prin care păcatele tale sunt iertate și tu ești acceptat de Dumnezeu. Cineva moare în locul tău, se aducea, că se aducea o turturea, că se aducea un miel, că se aducea un vițel. În general, deci în religia lor asta însemna cineva murea în locul tău. Mai că pentru femeia aceasta nu se putea găsi nimic și absolut nicio jertfă de ispășire. Nu putea nimeni să moară în locul ei, niciun animal, niciun miel, nu se putea. Ea nu putea, pentru că jertfa de ispășire putea să fie adusă doar pentru cei care, la verificarea preotului, erau declarați curați. Ca să înțelegem mai bine, când leproșii au fost vindecați, ce l-a spus Iisus? Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și aduce jertfa de ispășire pe care a rânduit-o Moise pentru voi. Adică e declarația că ești vindecat, ești acceptat și ești reintegrat. Vine preotul, preotul trebuia să cerceteze rana, să spună da, s-a vindecat, pielea ta nu mai are nici urmă de lepră, ești considerat, îți dăm din nou eticheta, de acum nu mai ești necurat, nu mai ești spurcat, nu mai ești întinat, nu mai ești păcătos, nu mai ești blestemat, de aici încolo ești din nou fiu al lui Israel, ești din nou copil, poți veni în casa lui Dumnezeu, ești de-al nostru, ești de-al casei, ești acceptat. Și atunci se aducea jertfa de ispășire. Pentru femeia asta, de 12 ani, nu se mai putea aduce nici o jertfă. Nu exista. Nu putea să spună, mă duc la templu, mă duc la un preot, n-avea voie. Dacă ea murea, murea cu problema asta, așa cum există și astăzi, neîmpărtășită, murea nespovedită, asta era situația ei. Deci, cu alte cuvinte, nemântuită, cu o pierzare veșnică. Și cu adevărat aceasta este cea mai mare problemă a vieții. Pierzarea veșnică. Să nu fie cineva care să moară în locul tău, să nu se poată aduce jertfa de ispășire, să n-ai păcatele iertate. Asta este cea mai mare problemă a vieții. Amin. Și Iisus a venit pentru că Iisus este soluția la problemele vieții, este singura soluție pentru noi, pentru problemele vieții noastre.
problemele vieții noastre. Noi ne putem identifica cu această femeie. Nu știu, poate tu vei crede că ai mai multe probleme ca ea. E posibil, fiecare suferim, fiecare avem probleme într-un fel sau în altul. Dar când mă uit spre această femeie, într-adevăr, văd o femeie cu atâtea și atâtea probleme. O boală care îi macină tot trupul, care o istovește, care este o boală cumplită, îi aduce disconfort, durere, slăbiciune, rușine, urmată de sărăcie. Cumpărând medicamente, plătind doctor, ajunge să nu mai aibă nimic, să nu mai aibă nici să mănânce, cheltuise tot ce avea. Tot ce avea. Nu știu, trăia în stradă, din cerșea, nu știm ce era, dar cert este că trăia în sărăcie, cheltuise tot. Altă problemă, descurajarea. Când simți că nu mai ai nicio speranță, disperarea, descurajare, nu mai ai curaj, nu mai știi că nu mai există nicio soluție, ești în punctul acela când spui, nu mai știu unde să apuc, nu mai știu unde să merg, nu mai știu ce să fac. Nu mai am nicio alternativă, nu mai am nicio opțiune. Până acum bifam câte opțiune, mai un doctor aici, mai un ban, mai vând ceva, mai vând o mobilă, mai vând un animal, mai vând casa, mai vând, ce să mai vând? Nu mai am ce să vând. Descurajare, când nu mai ai nicio opțiune, când nu mai ai nicio soluție. Necurăția, statutul acesta, eticheta aceasta atât de urâtă, atât de groaznică pentru ea, ajungi următorul pas în singurătate, să nu mai ai pe nimeni, să nu mai poți fi integrat în societate, în familie, în templu, în nimic, peste tot, necurată, spurcată, necurăție permanentă și tot ce atingea devenea spurcat, pe tot ce punea mâna devenea necurat. Rușinea, să ai probleme, să ai situații pe care să nu le poți spune, îți dai seama, îți stau cuvintele în gât. Să n-ai cui spune problema ta, să n-ai cui spune păcatul tău, să n-ai cui spune situația în care te găsești. Și femeia aceasta trecea prin problema aceasta mare a vieții, dar mai presus de toate. Simțea cum viața se stinge, se duce, trec anii, 12 ani, e din ce în ce mai rău, din ce în ce mai rău și deodată la orizontul vieții apare tot mai intensă această beznă numită moarte. Și își dă seama că moartea se apropie, nu mai există nicio șansă, nu mai există nimic, nu mai există remediu, nu mai există soluții, nu mai există tratamente, nu mai există bani, nu mai există nimic, nu mai există curaj, nu mai există nimic, nu mai există persoane lângă tine să te ajute cineva, nu mai ai pe nimeni, nu mai ai nimic, nu mai ai ce. Și dintr-o dată îți dai seama că cu Dumnezeu tu ai o problemă, pentru că astea sunt problemele vieții, sunt problemele pe care le ai în raport cu tine, cu ceea ce simți tu, descurajare, sunt problemele tale lăuntrice, probleme cu trupul tău, cu neputința ta, nu poți să mai faci față problemelor, probleme pe care le ai în raport cu alții, care te-au abandonat, care te-au părăsit, care dau din umeri și spun, îmi pare rău, n-am ce să-ți fac, eu nu pot pierde totul din cauza, nu pot să-mi asum statutul tău pentru toată viața. Dacă era căsătorită, probabil soția zice, nu pot să-mi asum statutul tău toți anii aceștia, să fiu privat de tot ceea ce înseamnă viață, familie. Societatea nu înțelegea probleme în raport cu ea, probleme în raport cu vecinii, cu familia, cu societatea, probleme cu oamenii în general, dar mai ales și probleme în raport cu Dumnezeu. Pentru că oricine îi spunea, și teologia lor era clară în privința aceasta, când ești necurat, când ești bolnav, când ai o problemă de genul acesta, ai o problemă cu Dumnezeu, ești blestemat, ești păcătos, ai făcut ceva și eticheta asta de necurat era și ceva în raport cu Dumnezeu. Te-a uitat Dumnezeu? 12 ani, au trecut atâția ani, e din ce în ce mai rău, gata, ia-ți gânduri și de la Dumnezeu, ai probleme în raport cu tine, în raport cu societatea, cu oamenii, cu semenii, dar ai probleme mai ales în raport cu Dumnezeu. Dar vine cineva, Iisus Hristos,
Și El vine să-ți spună că poate rezolva orice problemă a vieții. El este soluția la problemele vieții și problemele în raport cu tine și cu trupul tău și cu sufletul tău și cu duhul tău. Rezolvă și problema în societate, cu societatea, relația cu cei din jur, dar mai ales rezolvă problema în raport cu Dumnezeu. Cineva care îți spune, ești bolnav, ești păcătos, ești necurat, ești descurajat, ești sărac, ești singur, ești plin de emoții, de rușine, de teamă și totuși Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te iubește. Și Iisus vine să aducă acest mesaj al iubirii, dincolo de tot ceea ce ai trecut. Și poate tocmai problemele acestea n-au făcut altceva decât să-ți descopere pe acest Dumnezeu al iubirii, pe acest Dumnezeu al mântuirii. Vedeți, se pare că problemele vieții ne spun mesajul pe care îl transmit problemele vieții, de multe ori noi recepționăm cam așa, m-a abandonat Dumnezeu, nu-i pasă lui Dumnezeu de mine, nu mă mai iubește Dumnezeu, dar vine Iisus și schimbă, traduce altfel mesajul bolii, pentru că asta e vorba de traducere. Cum traduci problema prin care treci? Cum traduci mesajul bolii pe care o ai, situației pe care o găsești, păcatelor în care te găsești? Diavolul vine și îți traduce, vezi, ai toate problemele astea, Dumnezeu te-a abandonat, Dumnezeu te-a părăsit, ești pierdut. Dar vine cineva care îți traduce altfel problemele vieții. Boala aceasta te-a dus la Iisus. Dacă ai fi fost sănătoasă, se vorbea despre Iisus, lasă-mă și cu ăștia. Știu eu de ei, șarlatan, ce știu ce mai. Dacă îi mergea bine, dacă era bogată, cu nasul pe sus, ce mă interesează mine de religie, de credință, de... nu-mi pasă. Dar tocmai problemele vieții au făcut-o atât de atentă să fie când se vorbea despre Iisus. Atât de curioasă, atât de interesată. Normal, cine n-are nevoie de Iisus? Iisus. Dar ea, care nu mai avea nimic, când a auzit că există un doctor la care mergi fără bani, care nu spune, păi da, și tu acolo, găină, ceva, găsește și tu prin curte ceva, chiar așa cu mâna goală vii la mine. Iisus nu avea obiceiul acesta. Iisus nu bătea obrazul nimănui, Iisus nu bătea apropor nimănui, Iisus nu pretindea absolut nimic, nu cerea nimic. Când a auzit de un doctor care vindecă fără bani, când a auzit de un doctor care vindecă orice boală, când a auzit de un doctor de felul acesta, a spus, asta e singura mea șansă și era atât de curioasă, atât de interesată, atât de atentă. Probabil a pus atâtea întrebări, a auzit vorbindu-se despre Iisus. Și a fost atât de convinsă, a venit pe înapoi și a zis în sine, dacă aș putea doar să mă ating de poala hainelui, m-aș tămădui. Și așa s-a întâmplat. De aceea astăzi suntem înaintea lui Dumnezeu, Cel care ne știe inima, ne știe problemele vieții, El știe prin ceea ce treci, El știe ceea ce simți, El știe ceea ce ai, El știe ceea ce nu ai, El știe ce ai pierdut, El știe ce ai făcut, El știe totul despre tine. Dar pot sta în această zi înaintea acestui mare doctor. Doctor fără de arginți era numit, doctor fără de arginți. Adică nu trebuie să mergi cu banii la el, nu trebuie să mergi cu mita, nu trebuie să mergi cu plicul la el, nu trebuie să mergi să-l lauzi puțin ca să... La el, de efectiv, femeia aceasta s-a dus fără să-i spună ceva, a fost vindecată, dar Iisus a vrut, stai puțin, hai să nu primești doar vindecarea. Hai să-ți traduc mesajul mântuirii, mesajul bolii care îți spune boala aceasta a fost pentru această relație pe care ar trebui să o ai cu Dumnezeu, pentru mântuirea sufletului tău. Problemele vieții nu le traduc ca fiind blestemul lui Dumnezeu pentru tine. În această zi poți problemele tale să le aduci înaintea lui Iisus și lasă-L pe Iisus să citească atent mesajul problemelor pe care le ai. Și mesajul pe care El ți-l transmite va fi: Dumnezeu te iubește, de asta te-a trecut pe aici,
ca să-ți arate că te iubește, că ți iartă păcatele, că te înțelege și mai presus de toate că te mântuiește. Și apoi tu, la rândul tău, dintr-o femeie blestemată, dintr-o femeie care trebuie alungată, care trebuie ținută departe, de care trebuie să fugă toată lumea, de care nimeni nu mai vrea să audă, de care poate soțul sau părinții sau cei din jur nu vor să mai audă, să o vadă, să o atingă, să o facă un exemplu. Și oriunde a ajuns Evanghelia asta în lume, orice creștin a auzit de această femeie. Probabil numele era Veronica. Dar orice femeie a ajuns să cunoască, a ajuns să știe despre ea că a fost vindecată, dintr-o femeie considerată blestemată, a ajuns o femeie binecuvântată, care să fie un exemplu pentru alții, care să fie un exemplu și pentru mine astăzi, că pot înaintea lui Iisus să vin cu toate problemele vieții, că pot să vin înaintea lui cu toate păcatele, că pot să vin înaintea lui să-i spui tot adevărul. E un model, e un exemplu. Da, lasă-L pe Iisus să-ți citească corect mesajul problemelor vieții. Că asta e problema doctorilor în general. Dacă nu citesc bine diagnosticul, dacă nu înțeleg bine, de asta dau tratamente greșite, de asta problemele nu se rezolvă. Iisus, când stă de vorbă cu femeia aceasta, îi citește altfel mesajul bolii, mesajul problemelor vieții. Nu lăsa pe diavol să citească el mesajul problemelor prin care treci. Nu lăsa descurajarea să citească mesajul problemelor vieții. Nu lăsa dezamăgirea să citească mesajul problemelor vieții. Lasă-L pe Iisus, vino înaintea lui Iisus, spune-i tot adevărul și apoi El în bunătate îți va spune toate problemele pe care le-ai primit în viață, în care te găsești. Toate problemele vieții n-au făcut altceva decât să-ți deschidă drumul spre Iisus. Toate problemele n-au fost altceva decât pietre pe pavajul întâlnirii cu Iisus. Toate problemele tale te-au adus la Iisus. Toate problemele tale au contribuit la refacerea legăturii cu Dumnezeu, la primirea mântuirii. Dacă n-ai fi fost bolnavă, n-ai fi fost mântuită. Erai sănătoasă, poate erai bogată, poate erai fericită cu o familie, cu un soț, dar poate ai fi fost pierdută veșnic. Și de aceea, de multe ori, problemele vieții nu fac altceva decât să ne aducă la Iisus. Spunea bine psalmistul în psalmul 65, tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Și problemele vieții de multe ori te aduc la Iisus. Poate dacă îți mergea foarte bine, n-aveai nevoie de Dumnezeu, nu erai astăzi la biserică. Dar poate tocmai problemele vieții te-au făcut astăzi să te trezești, chiar dacă ai dormit o oră mai puțin, te-au făcut astăzi să te îmbraci, să vii aici în adunare, să te rogi, să stai înaintea lui Dumnezeu. Poate tocmai problemele vieții te-au adus aici. Așadar, ai grijă când treci prin problemele vieții, nu citi în grabă, nu citi ca și cum ar fi blestemul lui Dumnezeu, dar cu problemele vieții tale. Nu, bineînțeles, nu doresc problemele vieții nimănui. Nu doresc boală, sărăcie, descurajare sau singurătate sau tot ceea ce a trecut această femeie. Dar dacă tot ești aici, vino cu problemele vieții tale la Dumnezeu. Vino la Iisus, pentru că Iisus este soluția pentru orice problemă a vieții. De aceea, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Putem veni cu problemele noastre, putem veni cu păcatele noastre, cu stările noastre, înaintea unui Dumnezeu care cunoaște totul. Vreau, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, să poți sta în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să-i spui, să-ți dau posibilitatea să o faci. Și apoi fratele Dorel va continua și vom face și rugăciunea pentru cei bolnavi. Dar acum, profită de acest moment, așa cum a profitat această femeie, și vin înaintea lui Iisus și eu nu pot să spun ce să-i spui, eu pot să spun doar atât. Spune-i tot adevărul. Spune-i lui Iisus tot adevărul, El te înțelege, nu-i nevoie să strigi, nu trebuie să te audă cineva de lângă. Spune adevărul în inima ta, în viața ta, spune adevărul, pentru că astăzi, cu acest adevăr, poți pleca din locul acesta cu o inimă plină de pace, plină de bucurie, dar mai presus cu mântuire, cu iertare. Vindecare, vindecare trupească, vindecare emoțională, vindecare spirituală, dar mai ales cu mântuire, cu iertare de păcate. Dumnezeu să se îndure de noi. Amin.